check the mic and make sure it sound right, boys. Colegul, astăzi suntem spărgători de mituri. Avem despart două mituri dintr-un foc și avem de gând să facem asta cu ajutorul lui Renault Zoe. Și care sunt miturile? Păi, unul, că mașinile electrice sunt bune doar în oraș. Da. Și doi, că departe este de fapt nu chiar atât de departe. Adică că departe este de fapt aproape. Practic noi ne suim în această mașină electrică care teoretic e bună doar pentru oraș și mergem cu ea la mama naibii. Să vedem dacă ajunge la mama naibii. Bine, la Cuca Măcăi, vrei să spui? Mai exact, la Cuca Măcăi. De fapt, Cuca Măcăi este la doar 150 de km de București. 160. Ceea ce e aproape, dar pentru o mașină electrică nu e chiar aproape. Nu e chiar atât de aproape, mai ales că trebuie să mergi pe autostradă mult. Așa, și noi practic testăm mașina asta electrică în toate condițiile de drum, adică oraș, autostradă, drumuri naționale și comunale, da? Da. Să vedem cum stă treaba cu această autonomie electrică în noul Renault Zoe. Ea fiind pentru mine cam prima mașină electrică ce reușește să convingă până și scepticii că cam ăsta este viitor. Așa. Pentru că nu este chiar atât de scumpă. Da. Merge destul de departe și este și spațioasă, este confortabilă, este practic ca o mașină normală. Așa că te rog pe tine să-mi explici de ce este atât de convingătoare această mașină electrică. În primul rând, pentru că are acest interior. Știu că e mai importantă bateria, e mai importantă autonomia, dar când ai o mașină care are acest interior și care are un preț de listă în jurul la 33.000 cu varianta de baterie cea mai mare în versiunea de echipare de top, așa, nu prea ai cum să nu o apreciezi. Adică sunt două variante de motorizare? Da, sunt două variante de motorizare. Prima dintre ele se numește ZE40, care vine cu o baterie mai mică, și ZE50, cea pe care o conducem și noi, și care are o baterie de 52 de kW. Și pe asta ți-o dorești mai mult, nu? Depinde foarte mult unde folosești mașina, dar teoretic, da, la o mașină electrică vrei o baterie mai mare, care să-ți ofere implicit o autonomie mai mare. Deci în varianta asta, Zoe este acea mașină electrică pe care poți să o folosești și în afara orașului, mai mult decât este cealaltă variantă. Evident. Okidoki. Care este spaima mașinilor electrice? Eu am auzit de autostradă că ar fi spaima mașinilor electrice. Da, autostrada este spaima mașinilor electrice pentru că mergi pe distanțe relativ lungi, cu o viteză constantă, fără să ridici piciorul de pe accelerație, fără să frânezi și fără să-i dai șansa bateriei să se reîncarce recuperând acea energie pierdută prin frânare, mai ales că noul Zoe are și un mod B pe care îl selectezi pur și simplu prin acest selector foarte drăguț, care iar și în acest mod B, frânarea regenerativă, frâna de motor, dacă vrei, e ceva mai agresivă și e un mod pe care vrei să-l folosești preponderent în oraș, pentru că atunci când te apropii de un semafor și vezi că s-a făcut roșu, ridici pur și simplu piciorul de pe accelerație și mașina frânează mai puternic decât ar face un simplu mod drive. Dar revenind la autostradă, e clar că mergând cu o viteză constantă, cu aer condiționat pornit, fără să frânezi, e clar că bateria se va consuma mult mai repede, mai ales că mergi destul de aproape de viteza maximă a mașinii, pentru că viteza maximă este de 140 de km pe oră și e ca și cum ai merge cu o mașină care are viteza maximă de 240, ai merge cu 220. Normal că e consumul mai mare. Ok, și noi avem astăzi de parcurs cam 100 de km de autostradă. 120, cât are autostrada București-Pitești. Ceea ce este aproape jumătate din autonomia. Nu chiar, nu e jumătate. Mă rog, e o mare parte. E o parte considerabilă din autonomia totală a mașinii. Autonomia totală în această versiune fiind de 395 de km, calculată în ciclu WLTP. Dar e foarte important de menționat că acest ciclu WLTP
ia în calcul o deplasare de sub 20% pe autostradă. Aha. Iar noi astăzi vom merge mai mult de 50% doar pe autostradă. Ok, interesant experiment facem noi aici. Da, și foarte important să mergem cu această mașină folosind aerul condiționat, mergând normal, nu cu geamurile puțin deschise, cu radio oprit și la o economie cât mai mare de carburant. Deci nu trișăm astăzi, nu? Astăzi nu, nu trișăm. Cât am consumat noi până acum? Băi, mă uit acum, 15,1 acum. Da. Acesta fiind consumul mediu pe toată durata deplasării noastre, care am sumat 454,3 km până acum. Uh-huh. Pentru că acest consum de 15,1 kWh la 100 de km ține cont de drumul București cu Camăcăi și retur, plus evident ce am avut noi de făcut acolo pentru a filma. Dacă iei în calcul un preț mediu, să spunem, la stațiile de încărcare rapide de 1,5-1,6 lei per kilowatt, da, îți iese, imediat îți spun, greu calculul ăsta, stai puțin, 15, 1, 2, 30, să spunem că cel mult te costă 30 de lei 100 de kilometri. Hai că te-ai mișcat bine, calculul ăsta. Cel mult, asta este maximul, dar cred că prețul, dacă încarci doar la stațiile de încărcare și nu și le și plătești, adică nu folosești acea gratuitate pe care o ai la cele mai multe stații rapide de încărcare din cadrul supermarketurilor, te va costa cam 20 de lei 100 de kilometri. Ok, o altă spaimă ar fi asta cu încărcatul, că domne, trebuie să stai jumătate de zi după aia să se încarci. Noi am fost, am mâncat niște, nu mai zic ce am mâncat, așa. Și când ne-am întors după masă, mașina era cât? 90% încărcată, 90 și... 90 și un pic, parcă, nu mai știu. 90% încărcată, ceea ce este arhi suficient pentru că am ajuns, am pus mașina la încărcat cu 16 sau 17% baterie. Uh-huh. Și cât am durat noi, o oră și câteva minute, o oră și 10, să spunem, am plecat cu 90-91 pic la sută baterie. Și cum funcționează asta? Cu aplicații, cu chestii, cu sonerii, da, cu alarme? Principala aplicația pe care am folosit-o noi și punctele de încărcare pe care le-am folosit în acest test au fost cele din supermarketuri, care sunt disponibile prin aplicația PlugShare, nu PlugShare, pardon, prin aplicația eCharge. PlugShare este cealaltă aplicație. Deci noi am folosit aplicația eCharge, pur și simplu e o aplicație pe telefon, îți încarci portofelul virtual cu o anumită sumă și din acea sumă va fi retrasă valoarea reîncărcării, dar partea cea mai bună e că poți vedea stațiile de încărcare și poți vedea dacă ele sunt libere sau sunt ocupate și poți vedea și ce capacitate de încărcare are fiecare stație respectivă. Poți să alegi culoarea? Nu cred că poți să alegi culoarea, dar poți să alegi puterea stației, pentru că este mai ieftin să încarci de la o stație de 22 de kW decât să încarci de la o stație de 50 de kW. Și apropo de asta, partea cea mai bună legată de noul Zoe este că această mașină permite încărcare la 50 de kW, ceea ce înseamnă de la 0 la 80% o oră și 10 minute. Așa. Acum noi am mers puțin și pe dealul negru, am avut viraje, am avut drumuri de țară, am avut și o bucată de pantă. Am avut și drumuri extrem de stricate, exact, pentru că așa cum te aștepți, drumul până la Cucamăcăi nu e cel mai lejer și cel mai frumos și cel mai lin asfaltat drum pe care poți merge. Băi, da, dar odată ce am ajuns acolo, Cucamăcăi este, mi s-a părut un sat liniștit, da, plin de oameni de treabă care ne-au dat și cireșe. De fapt, e o zonă plină de cucamăcăieni, să zic așa, sunt gospodari, mulți dintre ei au livezi de, da, cireșe. Am mâncat cireșe și a doua zi nu ne-a durut burta. Hai! Cam asta a fost, până la urmă, spargerea noastră de mit. 1. Că la mama naibii nu e chiar atât de departe deloc pentru o mașină electrică și că noul Renault Zoe se poate descurca în toate condițiile de drum, nu chiar la fel ca o mașină de asta normală, dar se apropie foarte mult și partea bună este că te ajută să economisești bani și să nu poluezi deloc.
dacă folosești surse de încărcare obținută prin surse sustenabile. Hai mă, că asta e altă discuție. Ducem în extremism acum. E da. Un început. Știu că da, e un început probleme. Și Zoe cred că e genul acela de mașină care schimbă cumva percepția oamenilor despre mașinile electrice, pentru că poți merge cu această mașină, poți să faci un drum până la mare. Da. Din prima, fără să te mai oprești. Sunt 220 de km pe autostradă pe care poți să-i parcurgi cu această mașină. Ajungi acolo peste weekendul ăla și l-a încărcat, ești foarte liniștit. Mașina se încarcă de la o priză obișnuită, de la un wallbox de 7 kW, de la o priză de 11 kW, de la 22 de kW și de la 50 de kW. Se încarcă în toate modurile posibile și inventate până acum. Wallbox-ul ăsta ți-l montează cineva, ți-l montezi tu? Trebuie să ți-l monteze cineva acasă, pentru că trebuie făcut o instalație electrică ceva mai solidă și mai specială. Aha. Dar dacă ai un wallbox de 7 kW acasă, peste noapte, e calculată încărcarea mașinii astfel încât încărcarea să dureze cam 8 ore, astfel încât peste noapte mașina să fie încărcată, să poți să pleci a doua zi dimineață cu mașina încărcată. Dar păi asta e bine, pentru că ar fi de fapt mașina ideală pentru turismul nostru intern. Acum că avem nevoie de el, mergi 300 de km undeva frumos, ai lăsat-o la încărcat, exact. A doua zi ai plecat, te duci în alt, vezi alt loc și e... pe bani foarte puțin. Și 300 de km pe zi sunt câțiva kilometri, nu e chiar atât de puțin. Ok, nu-i faci pe toți, să zice că n-ai de făcut 300 de km între zi, pui deoparte acolo bateria, ai lăsat-o la încărcat în rest și ai plecat a doua zi cu bani în buzunar. Ce altceva ar mai fi de spus? Apropo de sustenabilitate, că tot vorbeam, mașina folosește la interior foarte multe materiale reciclate, obținute prin surse sustenabile, ceea ce na, contează cumva că nu e vorba doar despre a folosi electricitate pentru a te deplasa și pentru a nu polua, cel puțin în mediul urban. Și da, este plină de tehnologie mașina. Cum ar fi? Păi uite, de exemplu, harta mașinii, dacă deschizi harta prin sistemul de navigație, îți arată o rază, este un cerc. Așa. De jur împrejurul mașinii tale și spune, băi, în momentul de față ai autonomie să ajungi până aici. Asta în cazul în care pământul nu e plat. Asta în cazul în care pământul nu e plat. Să ajungi la o margine să piși cu mașina de acolo. Ce altceva poți să mai faci? Ai aplicația disponibilă pentru telefonul mobil care îți arată tot timpul capacitatea bateriei și îți spune unde sunt stațiile de încărcare. Super. Poți transmite sistemul de navigație să ducă direct la o stație de încărcare astfel încât să poți să încarci, să știi exact unde trebuie să ajungi. Super. Ce mai ai? Ai un subwoofer în portbagaj. Am văzut, nu prea arată el la subwoofer așa, dar dacă scrie Bose pe el, trebuie să fie un subwoofer. Da, exact. Ce altceva mai oferă această mașină? Dar care ea oferă chestiile astea la anumite niveluri de echipare, adică sunt mai multe variante de echipare? Da, Zen, Life și Intense. Varianta Intense fiind varianta de echipare de top, care costă, așa cum ziceam, aproape în jur de 33.000, cred că 33.500 de euro, cred, nu sunt absolut sigur. Și evident există și câteva opționale ca la fiecare mașină, dar știm foarte bine că prețurile opționalelor în cazul Renault sunt mertezlei pe toate la bani. Da, exact. Altceva, mașina mai are acest instrumentar de bord digital. Da, frumos. Care arată foarte bine, e super mare și e clar și îți arată informații de care ai nevoie. Și are conturi drăguțe. Da, și grafică frumoasă și culori frumoase. Mai ai încărcare prin inducție pentru telefonul mobil aici pe această plăcuță. Nu mă radiază, nu? Nu. Ok. Ai două porturi USB aici în față, dar mai ai două porturi USB și pentru cei care stau în spate. Vine cu câteva gimmick-uri din astea care sunt foarte, foarte utile. Ce să zic, tapiseria are fermoar și se poate desface și poți să o bagi în mașina de spălat, să o speli în cazul în care s-a murdărit. Tu o să te îmbraci cu ea, să speli copiii. Dacă îți place să faci asta de Halloween. Mi-ar plăcea, da. Așa cum sunt două variante de capacitate pentru baterie, există și două versiuni de motorizare. O motorizare care se numește R110 și care are 8 cai, 110 cai, dar și această variantă pe care o conducem noi, care are 135 de cai putere și, mai important de atât, are 245 Nm. Oho, multicei! Care sunt instant. Care vin instant. Așa că mașina, da, accelerează foarte bine, vei pleca aproape întotdeauna primul de la semafor dacă vrei să faci asta. Vrei să faci asta, da. Pentru că, na, e o mașină electrică. Ce altceva să îți mai spun despre ea? Nu știu, cred eu că este una dintre cele mai bune mașini electrice pe care le poți cumpăra în momentul acesta, ținând cont de prețul mașinii, de toate dotările, de felul în care arată interiorul și de liniștea
date de acei 395 de kilometri. Gândește puțin. Da, eu mă gândesc tot timpul. Neapărat la lucruri bune. 395 de kilometri. Cu toții folosim mașinile, sau mare parte dintre noi folosim mașinile preponderent în mediul urban. Pentru că mergem la birou, mergem la cumpărături, ducem copiii la școală. Asta facem. Nu plecăm tot timpul la cuca măcăi. Da. Și nu plecim în vacanță în fiecare zi. Și atunci, cu 395 de kilometri de autonomie, în oraș, poți folosi mașina asta o săptămână fără nici cea mai mică problemă. 395, 400, hai zicem 350 că faci în oraș. Împărțit la 7, cât înseamnă? Nu mă pune mă, 50 de kilometri pe zi. Da? Da, 50 de kilometri pe zi. Te cred. Ceea ce mie mi se pare suficient. E mai mult decât nu faci, am face în mod normal. Adică da. Doar dacă stai, nu știu, în afara orașului, dacă stai într-o suburbie, cum e în București, să stai în Corbeanca, și tot ți-ar ajunge să te deplasezi 5 zile, să mergi dimineața la birou, să te întorci. Băi, da, adică deodată Renault Zoe nu mai arată ca o a doua mașină, ci ar putea să fie chiar singura ta mașină. Și cred că domnii de la putere ar trebui să se gândească la un program prima mașină. Dacă este electrică, știi cum e prima casă? Da. Știi, să fie prima mașină dacă este electrică. Să-ți mai ofere și ei acolo ceva. Să-ți ofere o creditare, să-ți, da, stai, da, da, să-ți faciliteze o din asta de leasing. Da, nu știu, apar n-am. Nu știu, nu sunt bun la de astea, n-am intrat încă în politică, dar era așa o idee, știi că mă gândeam mai devreme. Să uită și fetele după aia. Se uită fetele după aia pentru că mașina produce un sunet artificial prin boxe care le place lor.